Bună ziua, domnule Talpan! Ce faceți la Tribunalul București? O, ce ocazie! Am venit să studiez un dosar, să iau o legalizare într-un dosar. Spre ce dosar, în legătură Steaua cu FCSB? Și care mai este situația în acest dosar? Nu pot să mai vorbesc acum, te rog. Știți, ultima întrebare. Când o să se încheie scandalul dintre FCSB și Steaua? Când se va încheia? Nu am făcut niciun scandal. Se va încheia când patronul FCSB va respecta hotărârile pronunțate către instanță. Atâta trebuie, nu? Da. Ca să respecte hotărârile. Și ultima și gata. E unul ca un suporter al echipei Steaua 86, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Acum, cu cine să țin? Steaua Armatei sau cu FCSB? Cupa Steaua București, care aparține Armatei Române. De ce? Care ar fi argumentele? Echipa care deține marca, numele și palmaresul. Aici înseamnă... FCSB este o echipă înființată în anul 2003. Evoluează acum în Liga 1 ilegal. Da, dar instanța a dat pe acestui club anumit palmares. Nu a dat niciun palmares FCSB-ul. Nu are, nu? Nu. Deci înseamnă că tot acel palmares al echipei din vechea anul 1000... Din anul 1947 până în 2003 aparține Clubului Sportiv Armatei Steaua București. Și... Deocamdată, instanța nu a dat niciun palmares FCSB-ului. Asta am vrea ca să știm că sunt foarte mulți iubitori acestei două echipe care au fost împărțite. Știți că înainte echipa Steaua era cea mai iubită echipă din țară, nu? Și acum sunt împărțite. Nu sunt de împărțite. Ce? Nu sunt împărțite pentru că instanțele au stabilit foarte clar că noi suntem cei care deține marca, numele, palmaresul. Noi suntem echipa Steaua București, nu ei. Ei este o echipă înființată în anul 2003, înființată în Mogoșoaia și nu au absolut nimic. Ei evoluează în Liga 1 ilegal la ora actuală. Și știți, în acest stadion Steaua, ce echipe ar avea dreptul ca să joace? Toate echipele care nu ne fură identitatea. Ei vor să vină și au venit să joace în Ghincea, dar... Odată au avut acest drept. Adică să înțeleg, FCSB, dacă fură identitatea, păi nu au acest drept. Și spun în continuare în declarațiile pe care le dau că ei sunt Steaua București. Păi asta este motivul principal pentru care atunci, în momentul în care a fost și au solicitat să joace cu Dinamo, li s-a interzis. Referitor la acel dosar care în alta curte l-a retrimis spre rejudecare. Care mai este situația juridică a acelui dosar? Are termen pe 14 septembrie la Curtea de Apel. Pentru dar ce? Acel dosar la Curtea de Apel va judeca doar perioada 2003-2017. De asta am zis că FCSB-ul la ora actuală nu are niciun palmare și nu va avea. Vor pierde pe bază. Uitați, ultima și gata. Promit. Ce le răspundeți? Cum le răspundeți celor care vă înjură și vă contestă calitatea de omul Stelei sau că ăsta ar fi, că ați fi omul clubului Steaua care din cauza dumneavoastră există aceste scandaluri? Nu există din cauza mea. Cei care mă înjură, practic, cred că nu știu care este situația reală. Eu nu am făcut altceva decât să apăr acest bun al statului român, Steaua București. Steaua București a fost înființată luând locul unei alte echipe când a fost în... Știți, nu? Nu știu la ce vă referiți. Vă referiți poate... Când a fost Steaua înființată, a luat locul unei echipe Carmen, parcă, nu?
N-a luat locul nimănui. Nu a luat, nu? Echipa Steaua București este Steaua București, deține marca, numele, palmaresul. Deci atunci, acești oameni care vă contestă, ce le răspundeți? Nu intru în discuții cu ei. Gradul de general îl aveți promis sau încă nu îl aveți promis? Nu știu, asta nu depinde de mine. Sunt convins că sunt oameni care mă apreciază la nivel înalt și va veni și momentul meu. Mulțumesc! Rezultatul.